Serviciul de gospodărire a apelor alături de alte instituții abilitate au desfășurat o acțiune de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă. Acțiunea s-a desfășurat prin ordinul prefectului județului Suceava. S-a desfășurat în perioada 20.03.2017, 21 aprilie 2017, acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate întreținute șanțurile rigurilor în localități pentru asigurarea secțiunilor de Suceava, Plămari, județul Suceava. La această acțiune au participat reprezentanții următoarelor instituții constituiți în trei comisii conform anexei numărul 1 al ordinului 106/2007 al instituției prefectului județului Suceava. Sistemul de gospodărire a apelor, Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Suceava, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bucovina Suceava, Garda Forestieră Suceava și Instituția Prefectului Județului Suceava. În urma controlului s-a constatat faptul că toți primarii din județ au încheiat contracte cu agenți economici care au ca obiect de activitate gestionarea deșeurilor. Au fost verificate un număr de 114 localități conform anexei numărul 2 al ordinului numărul 106/2007 al Instituției Prefectului Județului Suceava. Și în urma verificărilor efectuate în teren au fost întocmite note de constatare semnate de către reprezentanții comisiilor și primarii în calitate de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență. În urma verificării pe teren s-au constatat următoarele: modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele de scurgere, poduri și podețe în localități, starea șanțurilor și a rigolelor de scurgere. Șanțurile și rigolele de scurgere de pe raza localităților verificate sunt în general întreținute corespunzător. La data controlului, unei dintre executivele locale au demarat acțiunea de decolmatare și igienizare a acestora. Poduri, podețe, puncte critice la nivelul localităților. Cu ocazia controlului a fost monitorizată starea punctelor critice de la nivelul fiecarei localități menționate în planurile locale de apărare împotriva inundațiilor. Modul în care au fost salubrizate cursurile de apă. Au fost verificate cursurile principalelor din județul Suceava, Siret, Suceava, Moldova, Bistrița și Aprins, precum și părăile din bazine hidrografice ale acestor râuri. Existența contractelor de salubrizare. Toate primăriile din județul Suceava au încheiat contracte cu agenți economici care au ca obiect de activitate gestionarea deșeurilor. În urma verificării salubrizării cursurilor de apă s-a constatat prezența deșeurilor menajere de tip PET și a crengilor rezultate din toaletarea vegetației de pe cursurile de apă. Existența depozitarea de deșeuri și de materiale nos în albile cursurilor de apă. În urma verificării salubrizării cursurilor de apă s-a constatat prezența deșeurilor menajere, tip PET și a crengilor rezultate din toaletarea vegetației locale, deficiențe majore și depozitele controlate de deșeuri menajere, plastice și crengi au fost constatate în următoarele localități, precum urmează: Vicobu de Sus, Straja, Brăchișe și Franse. Aceste OAT-uri au fost sancționate conform legii apelor cu avertisment și un termen de eliminare a neconformităților. Un alt avertisment s-a dat în Brodina pentru o care depozitase niște bușteni în albii și a fost identificate depozitări de bușteni de conifere, circa 20 de metri cubi.